Prietenii noștri de la Bikers for Humanity, cum se spune, au comis-o din nou, da? Se apropie 1 iunie, iar motocicliștii nu au astâmpări, așa cum vă spuneam. Bikers for Humanity s-au dus astăzi la 70 de copii din satul Argeșan, Slatina, cu cadouri cumpărate din bonurile primite după donările de sânge. În mai multe locuri din țară au asemenea acțiuni, au loc asemenea acțiuni ale celor de la Bikers for Humanity, iar mai multe ne-a povestit Cristi Hrubaru, cu care am stat de vorbă în urmă cu o oră. Toată povestea asta frumoasă, care este dedicată zilei de 1 iunie, a pornit în urmă cu câteva săptămâni, când la inițiativa unui grup de motocicliști format din mai multe cluburi, Siguranță pe două roți, am zis că noi, motocicliștii bucureșteni, am face foarte bine dacă am dona sânge, pentru că venise cumva vremea aia, noi donăm periodic. Și cu bonurile rezultate din urma acelei donări de sânge, să facem niște copii fericiți. Noi, cei de la Bikers for Humanity, am luat legătura cu Casa Bună. Probabil că ați auzit de acest ONG păstorit de Valeriu Nicolae. Și de la el am aflat că aici, în satul Slatina, comuna Nucșoara, județul Argeș, sunt 70 de copii mai puțin norocoși decât ai noștri, care s-ar bucura să vadă peste 30 de motocicliști tatuați mari cu motoarele lor zgomotoase, care vin să-l aducă o rază de bucurie în preajma zilei de 1 iunie. Din bonurile rezultate s-au luat echipamente sportive și nu dulciuri, cum am vrut noi. Valeriu ne-a interzis să luăm dulciuri, pentru că tot pe ei va cădea beleaua cu dentistul. Așa că, în afara acelor articole sportive, am mai luat și foarte multe fructe. Și a fost, evident, o bucurie generală. Chiar în momentul în care vă vorbesc, clownul Bozo, un alt motociclist care e prezent pe la toate activitățile noastre, Bikers for Humanity, a cam scos untul din ei, s-a jucat cu ei, a făcut o grămadă de șmecherii cu ei și în momentul ăsta, probabil că au auzit și motociclete pe fundal, motocicliștii fac poze cu copiii la motoare, le arată cum pornește, le explică cum funcționează, e o nebunie, e o fericire generală. Inutil să vă mai spun că acești copii minunați, cei 70 de copii din satul Slatina, ne-au primit cu urale în momentul în care au văzut că pe străduța lor vin peste 30 de motociclete. Efectiv, totul a scăpat de sub control, la modul cel mai frumos. E greu de descris în cuvinte bucuria pură a unui copil. Imaginați-vă 70 de copii care au văzut, probabil numai în filme, atâtea motociclete la un loc. S-au bucurat, ne-au îmbrățișat și ne-am împrietenit foarte repede. Intenționăm să continuăm proiectul Bikers for Humanity la Râmnicu Sărat, județul Buzău, un proiect pe care l-am început anul trecut, înainte de pandemie, îl pusesem la cale. Eram puși pe fapte mari, când deodată, ce să vezi, a venit virusul ăsta nenorocit și ne-a încurcat toate planurile. Toată bruma aia de bănuți pe care am strâns-o până în momentul acela, am redirecționat-o către spitale, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar la începutul pandemiei era nevoie de echipamente, de măști, de dezinfectanți și atunci bănuții care erau destinați pentru Râmnicu Sărat, i-am redirecționat către vreo 8-9 spitale din țară. Sigur, ne ținem de cuvânt și facem tot ce am promis acolo. Între timp, până să ne strângem noi cu sutele acolo să terminăm treaba, ne-am mobilizat. Între timp am schimbat mobila, în cele 5 centre am schimbat tabla de pe cele 5 acoperișuri și intenția noastră este ca în ultimele 3 weekenduri din iulie să mergem în grupuri de câte 50, 60, 70 de motocicliști, să facem ce a mai rămas de făcut din ce ne-am propus, și anume amenajarea unor locuri de joacă, înălțarea gardurilor, văruitul exterior pentru că arată jalnic pereție și evident amenajat curțile copiilor, astfel încât să se simtă ca în paradis acolo. Cei care nu știu de noi, de Bikers for Humanity, pot intra pe bikersforhumanity.ro și pot vedea ce am făcut noi în ultimii 6 ani. Pot intra pe pagina noastră de Facebook, Bikers for Humanity, și de asemenea pot intra pe canalul nostru de YouTube, unde sunt o grămadă de filmulețe de la acțiunile noastre și o grămadă de filmulețe cu personalitățile care ne-au susținut de-a lungul vremii din lumea rock-ului, din lumea sportului, din lumea stand-up comedy, din toate ramurile artistice și sportive. De asemenea, ne mai puteți ajuta trimiți lunar un SMS la 8844 cu textul BFH de la Bikers for Humanity. 2 euro pe lună. Ajutoarele astea ne ajută la rândul nostru să ne ducem misiunea la capăt. Iar voi deja ne cunoașteți, știți că nu avem odihnă până nu facem tot ce ne-am propus. Pentru Radio România Actualități, Cristi Hrubaru, vă mulțumesc din suflet că sprijiniți încă de la bun început Bikers for Humanity. Iar tuturor copiilor din România, la mulți ani din toată inima.